Cremură. Pana cotta. Pana cotta. Făcută în direct cu voi astăzi. Uitați. Deci am început. Uitați cum arată. Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi facem pana cotta și o să o punem în aceste forme din silicon. Și aici Da, avem noi vom avea ingredientele. nevoie de 500 de grame de frișcă lichidă neîndulcită, de 250 de lapte, 100 de grame de zahăr brun sau zahăr tos alb. Eu pun brun pentru că dă un gust foarte bun de caramel la panna cotta. Și foi de gelatină, 12 grame. Vom avea nevoie de apă unde să punem gelatina. Pentru caramel vom avea nevoie de 30 de grame de apă și 30 de grame de zahăr brun sau zahăr alb. Puneți de care preferiți. Așa, și eu voi adăuga și cireșe din sirop. Le am aici. Și acum să începem. O să începem să facem mai întâi caramelul ca să-l punem în aceste forme. Cântăresc totul în grame. Totul în grame. Așa. Cu zahărul. Tot 30 de grame. Așa, și punem aici totul. Vedeți? Și acum voi pune pe foc să facem caramelul. Aici avem apa și vom pune gelatina noastră la înmuiat în apă. Am 12 grame de gelatina, vedeți? 6 foi sunt, deci 12 grame de gelatina. Și o punem la înmuiat aici în apă. Acum, în olița noastră, o să punem pe foc laptele, 250 de grame de lapte. Cu jumătate din smântâna noastră lichidă, deci 250 de grame. Noi avem aici 500 și punem jumătate. Ia să vedem. Așa, am pus cam jumătate. Și punem pe foc. Și acum nu ne rămâne decât să așteptăm să o aduc aici aproape. Vedeți? Ia uitați. A ajuns la punctul de fierbere. Acum o să adăugăm zahărul nostru, 100 de grame de zahăr brun sau zahăr tos și îl punem peste lapte să se topească. Așa. Lapte și frișcă. Și amestecăm. Vedeți? Amestecăm așa. Și lăsăm aici să se topească zahărul. O să punem gelatina, vedeți? Aici avem gelatina noastră care s-a înmuiat. O scoatem din apă și o stoarcem așa bine. O strângem așa în mână. Și o adăugăm aici peste. Peste laptele cu zahărul și cu smântâna noastră sau
frișca noastră lichidă și amestecăm. Așa. După ce am adăugat și gelatina, adăugăm restul de frișcă lichidă. Și adăugăm aici restul de frișcă lichidă, care este rece. Așa. Și acum amestecăm. Vedeți că se face foarte, foarte repede. Așa. Ia să vedem și caramelul. Nu știu dacă se vede. Așa, ia uitați. Și acum punem caramelul în forme. Așa. Și îl ducem așa peste tot. Cum vedeți? Caramelul. Așa. Și acum vom lua cu polonicul și vom pune în formele noastre panna cotta. Așa. Și luăm cu polonicul și punem în forme. Și acum voi lua câte o cireașă din acest borcanel și vom pune. Așa. Vedeți? O cireașă, două. Sau pur și simplu le puteți lăsa și așa. Și acum se umple. Amestecăm. O lăsăm să se răcească și apoi o dăm la rece ca să se întărească. Panna cotta este gata, s-a întărit. În jur de ora 11 am făcut în direct cu voi. Și acum, ora Italiei. Și acum este 1:25. Și cum se vede, s-a întărit. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și acum o să scoatem din formă și am să pun pe un platou. Și o vom decora, aici am scos deja una, au fost 4, deci mi-au ieșit 4 și a mai rămas puțin din compoziție pe care v-am aici dat. Aici am 500 de grame. Frișca care am făcut-o mai devreme și vom decora cu frișca. Așa. Și voi pune o cireașă din sirop. Acum vom scoate împreună. Ia uitați, așa arată. Și acum vom scoate și vom pune pe un platou. Să vedeți cum se scoate din formă. După cum vedeți, este s-a întărit. Așa. O dezlipim puțin de la margine, așa, ca să o putem
pune și apoi o răsturnăm. De preferat este ca panna cotta să stea până mâine dimineață, deci o faceți seara pentru a doua zi, ca să se topească bine și caramelul care este. Eu astăzi am făcut, ca să vedeți, am făcut dimineață cu voi și acum să scoatem din formă, ca să vedeți cum este. Și acum o vom pune aici pe mijloc. Așa. Ia uitați aici. Și decorăm mai întâi cu frișcă. Vedeți? Ia uitați. Vedeți ce bine se lucrează frișca? Vedeți? Și acum vom pune o cireașă în mijloc. Ce spuneți? Tortulețul meu de panna cotta. Acestea le voi lăsa până mâine dimineață, să vedeți cât de cremoasă este. Ia să vedem dacă reușesc. Așa, ia uitați. Vedeți? Un deliciu. Sper să încercați și voi. Este cremoasă și bună și delicioasă. Am arătat secretul acestei. O puteți pune pe tort, să umpleți și să decorați. Să rămână așa, să nu se lase. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Mă găsiți și pe Facebook cu același nume. Mulțumesc din suflet tuturor! Vă pup dulce. Panna cotta și secretul pentru a avea așa o frișcă care se lase. Vedeți?